Bun găsit, dragilor! Nu știu dacă ați văzut emisiunea de astăzi și ați auzit dezvăluirile făcute de către HDG, celor din staff, legate de trecutul ei și de traumele pe care le are din copilărie. Într-adevăr, a trecut prin foarte multe lucruri rele, a povestit cum că a fost abuzată în copilărie, mai exact a fost violată și că nu a spus acest lucru familiei decât foarte târziu, când deja era adult ba mai mult de atât nu a povestit despre lucrul acesta nici măcar foștilor iubiți sau cel puțin ea așa a declarat. A povestit de asemenea că a avut o perioadă în care a consumat droguri, ceea ce este un lucru extrem, extrem de, de grav și chiar uh, droguri grele, nu ceva așa lejer, ci era vorba chiar despre cocaină. Nu știu cum a ajuns în aceste anturaje și ce s-a întâmplat, dar a spus că a fost o scurtă perioadă de timp a mai povestit de asemenea că a fost bătută crun de către un fost iubit în moment în care a pierdut o sarcină, a sângerat foarte mult și a trecut prin momente extrem de grele, de asemenea multe, multe lucruri din astea foarte greu de digerat și se pare că a avut într-adevăr un trecut extrem de tumultos. Astăzi au fost prezentate și lui Mihai, cel de care s-a apropiat foarte mult în ultimele zile. De fapt, a auzit toată lumea discuțiile și doamna Simona spunea că motivul pentru care ea se apropie doar de bărbați din aceștia din lumea interlopă și care au tot felul de ocupații dubioase este trecutul ei, de asemenea, lipsa tatălui din viața ei și faptul că a avut o copilărie extrem de rebelă a dus ca ea să intre într un astfel de anturaj. Doamna Simona spunea, spunea că are nevoie să discute cu un, un psiholog, că sunt multe lucruri de, de tratat și de discutat și multe traume peste care va trece doar cu ajutorul unui specialist. Așa că în această seară la capici prezent și domnul psiholog Eduard Puiu, cu care sigur va sta de vorbă și o va întruma într-o direcție care să fie ei de folos. Așadar, foarte multe lucruri grave s-au aflat pe care, de fapt, chiar ea le-a divulgat despre trecutul ei și sunt foarte curioasă cum va trata aceste subiecte Mihai și cum vor relaționa mai departe.